Pentru că este o seară de cântare, concert. Și a fost multă pregătire. M-am rugat Domnului să-mi dea și mie un cuvânt, să rămân în tonul concertului. Și voi citi un cuvânt din Scriptură, din Psalmul 98. Psalmul 98, vă invit să ne ridicăm în picioare și să ascultăm acest cuvânt pe care Dumnezeu l-are pentru noi. Atâtea cântări, atâtea poezii, atâtea predici de acest eveniment deosebit. De ce? Pentru că Iisus Hristos este incomparabil. Pentru că Iisus Hristos este invincibil. Și pentru că Iisus Hristos este inevitabil. Aceste trei adevăruri le vom urmări în textul de față. Hai să citim cântarea aceasta, așa spune aici, un psalm. În momentul când mă duc pe la țară sau pe la unele biserici, cu mai puțini oameni decât aici, înainte de predică, păstorul de acolo sau conducătorul adunării zice, dacă mai are o soră sau un frate, o cântare sau un tânăr. Aici este titlul așa, un psalm, un psalm. Nu știm cine l-a scris, nu-i cunoaștem melodia, dar îi avem versurile. Haideți să vedem ce ne spune psalmul acesta, cântare, fără melodie, dar cu versuri. Cântați Domnului o cântare nouă, căci El a făcut minuni. Dreapta și brațul lui cel sfânt i-au venit în ajutor. Domnul și-a arătat mântuirea, și-a descoperit dreptatea înaintea neamurilor și-a adus aminte de bunătatea și credincioșia lui față de casa lui Israel. Toate marginile pământului au văzut mântuirea Dumnezeului nostru. Strigați către Domnul cu strigăte de bucurie toți locuitorii pământului. Chiuiți, strigați și cântați laude. Cântați Domnului cu harpa, cu harpa și cu cântece din gură, cu trâmbițe și sunete din corn. Strigați de bucurie înaintea împăratului, Domnului, să urle marea cu tot ce cuprinde ea, să chiuie lumea și cei ce locuiesc pe ea, să bată din palme râurile, să strige de bucurie toți munții înaintea Domnului, căci El vine să judece pământul. El va judeca lumea cu dreptate și popoarele cu nepărtinire. Domnul să fie slăvit. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Psalmul acesta 98. Dumnezeu l-a pus aici în Cartea Sfântă ca să ne învețe pe noi în seara aceasta trei lecții. Avem noi un proverb în poporul român că cine are carte, are și parte. Acum în poporul român ne uităm la mulți oameni care n-au carte și au parte, au bogății de numă. Și te gândești, mă, cum au făcut ăștia bogăția peste noapte? Nu știe să socotească, nu știe să înmulțească, să împărțească, de cum ecuații cu mai multe necunoscute. Dar are bani. Îi zica la dreaptă sau nu-i dreaptă? Însă cuvântul vine și spune că suntem chemați să învățăm trei lecții cu ocazia acestei sărbători a nașterii Domnului Iisus Hristos. De ce? Mi-aduc aminte de faptul că cu ceva timp în urmă, din partea soției, un bunic al ei a trăit 99 de ani. Când a simțit el că este pe ducă, a trimis poruncă. În zona aceasta, eu venind din zona Hunedoara, Alba Iulia, acolo nu era la noi așa, trimit poruncă la cineva. Și mi-a trimis poruncă să mă duc la el, să-i dau cina Domnului, pentru că simte că trece din lumea asta dincolo. Și m-am dus și am citit Psalmul 98, că încă mai avea atunci 98 de ani. Și i-am zis, bunicule, vezi ce psalm frumos e 98? Și bunicul zice, da, e frumos.
dar mai e frumos psalmul 100. Înțelegeți izul acesta al dorinței lui să ajungă la borna numărul 100? Cine nu își dorește tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte? În seara aceasta aș dori ca să las un mesaj simplu pentru dumneavoastră. Am lansat deja cele trei idei esențiale cu privire la Domnul Iisus Hristos, dar vreau să vă spun ceva. Fiecare dintre noi de sărbători, când ne îmbrăcăm așa bine, ne uităm în oglindă și la urmă ne prinde așa o melancolie și ne spunem la altul, mai ia fă-mi, te rog, o poză. Și ne face cineva o poză nouă. Sau ne facem noi un selfie. Și dacă nu ne place cum am ieșit acolo, într-o seară veneam de la o evanghelizare și am ajuns acasă târziu un dej și m-am dus să cumpăr de la un magazin la ora aia, după ora 22, ceva pâine. Și când am ieșit din magazin, am intrat în mașină și dau să plec, un tânăr a venit și el să cumpere ceva de la magazin, ca mine. A ieșit repede și nu mai văd că și-a telefonul. Noaptea la ora 10:30-11. Era pe geamul unui magazin fotbalistul care câștigase balonul de aur din acea vreme. Nu-i spun numele că nu merită în adunare să-i spui numele, că el n-a făcut nimica pentru noi. Și își face el o poză, un selfie cu fotbalistul respectiv. Să uită cum a ieșit poza respectivă și nu a fost mulțumit de poză, nu de fotbalist, de el cum a ieșit. Și-a mai făcut încă o poză. În seara aceasta vreau să vă invit, fiecare dintre noi, să ne facem o poză cu cel care merită toată cinstia, toată gloria și toată onoarea. Adică cu acela care este Mântuitorul, cu acela care este Regele și cu acela care va fi judecătorul tuturor oamenilor. Să ne facem o poză cu El. Și făcându-ne o poză cu El, să o ținem nu în telefon, nu în buzunar sau în pormoneu, ci să ținem poza asta în inima noastră și în mintea noastră în fiecare zi, că ne-am întâlnit cu El, care este incomparabil, este invincibil și este inevitabil. Psalmul acesta este alcătuit din 9 versete. Poezia ebraică este formată din strofe, ca și orice cântare și poezie. Fiecare strofă este formată din 3 versete, așa că avem 3 versete, 3 strofe în psalmul acesta. Și în fiecare strofă, psalmistul vrea să aducă o informație pentru noi. Și anume, în prima strofă vine și spune, de ce să cântăm o cântare nouă? În a doua strofă vine și spune, cum să cântăm această cântare nouă? Și în strofa a treia vine și spune, cine să cânte această cântare nouă? În prima strofă ni se vorbește despre Iisus Hristos ca Mântuitor. Vedeți, de fiecare dată când vin sărbătorile ne pregătim. Pregătire multă, foarte multă, și apoi timpul trece și noi uităm de Domnul Iisus. Însă aș vrea să te întreb, cum îl vei sărbători pe Iisus după ce va trece sărbătoarea nașterii? Îți vei mai aduce aminte de El? De aceea psalmul acesta are menirea ca să ne aducă în fața această realitate, și anume, versetul 1 spune așa din psalmul 98, cântați Domnului o cântare nouă. Dacă voi aveți motiv să cântați, este datorită Lui. Dacă avem motive să ne rugăm, este datorită Lui. Dacă avem motive să predicăm, este datorită Lui. De aceea, toate motivele ni le-a adus El, Mântuitorul nostru, binecuvântat să-i fie numele. Ce mă aminte de Iisus, în primul rând, Mântuitorul. Cântați o cântare
nouă, că cel a făcut minuni. Dreapta și brațul lui cel sfânt i-au venit în ajutor. Versetul 2. Domnul și-a arătat mântuirea înaintea neamurilor. Isaia vine și spune în capitolul 53. Cine a cunoscut brațul Domnului? Brațul Domnului făcea referire la nimic altceva decât la acțiunile pe care Dumnezeu le-a făcut în istorie, în univers, de când a început să creeze lumea aceasta, văzută și nevăzută. Brațul care a creat stelele, a creat universul întreg. Brațul acesta mă susține și pe mine și pe tine. Și brațul acesta, spune Isaia 53:1, cine a cunoscut brațul Domnului? Expresia brațul Domnului face referire la acțiunea plină de putere pe care un om o face ca să îndeplinească o lucrare, să ducă la bun sfârșit o lucrare. Când ai nevoie să faci un lucru, prăjituri, ai nevoie să faci alte lucrări, clădirea aceasta a avut nevoie de brațe puternice ca să fie ridicată. E nevoie de brațe puternice ca să întrețină curățenia clădirii acesteia și așa mai departe. Dar cine a cunoscut brațul Domnului? Și ideea duce la un om care era foarte bogat din poporul evreu și avea pe deget un inel. Se purta atunci inelul, pentru că inelul acela nu era numai obiect de podoabă, ci era de fapt și ștampila care arăta faptul că el este proprietarul unei mari avuții, a unei mari proprietăți. Și peste tot el își punea ștampila. Și într-o zi, din nebăgare de seamă, inelul i-a căzut în mizerie, în noroi. Și el spune așa, inelul meu nu trebuie să stea acolo, este al meu, mă reprezintă pe mine. Și și-a suflecat brațul, l-a cufundat în noroi, a ridicat inelul, l-a curățit și apoi l-a pus în deget și a zis, locul tău este aici, tu ești aici ca să mă reprezinți pe mine. Să arăt lumii cât de bogat sunt. Dragii mei, istoria umanității, incluzând toate ființele născute în lumea aceasta, indiferent de timp, de clasă socială sau poziție socială, se aseamănă cu acest inel. Păcatul a venit în viața noastră și ne-a distrus, ne-a dus în groapa pieirii și în fundul mocirlii. Și David vine și spune în Psalmul 42, îmi pusesem nădejdea în Domnul. Nădejde înseamnă următorul lucru, să aștepți cu bucurie și cu încredere că ajutorul care cineva ți l-a promis, ți-l va da. Și vine Dumnezeu să-mi dea mie ajutor. Și când vine brațul lui Dumnezeu, adică Domnul Iisus Hristos, coboară în mai adâncă groapa păcatului ca să ne ridice pe noi pe toți. Problema fundamentală a lumii, cea mai mare, este păcatul. De ce? Pentru că păcatul este acela care ne separă de Dumnezeu, pune un zid între noi și Dumnezeu. Noi nu știm ce este dincolo de zid, dar pune un zid și între noi unii și alții, între soț și soție, între părinți și copii, între semeni, pune un zid și nu ne mai vedem unii cu alții, nu ne mai putem auzi unii cu alții, pentru că păcatul este acolo. Și a venit Iisus Hristos, Mântuitorul, că așa spune versetul 3, și-a adus aminte de bunătatea și credincioșia lui față de casa lui Israel. Toate marile pământului au văzut mântuirea Dumnezeului nostru. Israelul a ajuns poporul lui Dumnezeu și a ajuns în robia egipteană, că la asta face referire. Și când a ajuns în robia egipteană, în cuptorul acela de fier, de robie, cine putea să-l scape de acolo? Și ei strigau și spune Exod capitolul 1 că gemetele lor au ajuns până la Dumnezeu. Când nu mai poți tu, îl întâlnești pe Dumnezeu la capătul drumului tău, poate Dumnezeu. Și a trimis Dumnezeu pe un copil, un copil în apă, l-a pus mama lui într-un cufăraș polit cu smoală și l-a pus pe apele Nilului. Nilul, spun specialiștii, că este cel mai periculos fluviu din lume, pentru că sunt crocodilii cei mai feroci acolo.
Dar mama aceasta l-a încredințat în mâna cea bună și atotputernică a lui Dumnezeu pe Moise. Moise care înseamnă scos din apă. Păi dacă Dumnezeu l-a scos din apă, dintre crocodili, din pericol, Dumnezeu a avut putere să-l trimită în Israel, în Egipt și să scoată pe popor de acolo din închisoarea robiei și a morții. Asta a făcut mântuirea lui Dumnezeu. De aceea psalmistul vine și spune: cântați Domnului o cântare nouă. Mântuirea este realizarea 100% a lui Dumnezeu. Nu putem noi oamenii să ne scăpăm pe noi, să ne salvăm pe noi înșine. Dumnezeu s-a coborât din cer și a venit la noi. Noi nu ne putem ridica pentru că există legea gravitației. Legea gravitațională ne trage în jos. Imaginați-vă un vas plin cu apă pe care l-am și am în mână un bolovan. Iau bolovanul și îi dau drumul în vasul mare, mare cu apă, da? Ce face bolovanul ăsta? Se duce până jos. Acum scot acel bolovan încă o dată, îl iau în mână și mai iau ceva. Iau o scândură și o pun pe apă. Și apoi vin și pun bolovanul pe scândură. Și se întâmplă o minune. Bolovanul nu se mai duce la fund în jos, ci rămâne pe scândură. De ce? E simplu. El înainte s-a scufundat în apă pentru că există legea asta gravitațională. Ce-i greu se duce jos. Dar când legea aceasta gravitațională, care pe toți ne dărâmă și ne duce în jos, vine o altă lege superioară ei, legea plutirii corpurilor. Și vine scândura. Și pe scândura asta, bolovanul de mine. Și bolovanii de noi toți, că noi din pământ am fost luați. Când vedeți acolo pe eticheta unui doctor, docent, să știți că este lut. Înainte de orice îi lut, adică îi bolovan, îi pământ. Din pământ ai fost luat și în pământ te vei întoarce. Însă, în momentul când vine această lege superioară celeilalte, eu sunt ridicat la suprafață. Lemnul care a salvat o lume întreagă, scândura care a salvat o lume întreagă, este crucea Domnului Iisus Hristos. Nu lemnul acela, ci cel care a stat pe lemn și l-a venit ca să ne ridice pe toți din apa păcatului, a morții, a falimentului, a deznădejdii și să ne pune picioarele pe o stâncă și să ne pune în gură o cântare nouă. De aceea când cântăm, trebuie să cântăm cu pasiune, pentru că El merită. El este incomparabil. Când s-a născut Domnul Iisus, a fost născut, spuneau și cântecele, dintr-o fecioară. De aceea este El incomparabil. Niciunul dintre noi nu ne-am născut dintr-o fecioară. Pentru că o fecioară s-a împreunat cu un băiat, cu un bărbat și rezultă un copil. Hristos Iisus a fost născut dintr-o fecioară pentru că Maria a rămas surprinsă când îngerul Gavril a venit și a spus: tu vei naște un fiu. Dar zice: eu nu cunosc nicio relație cu un bărbat. Cum să nasc un copil? Și vine îngerul și spune: fiul care se va naște din tine, pruncul care se va naște, vei fi umbrită de puterea Duhului Sfânt. Duhul Sfânt face minuni. Când vine Duhul Sfânt peste o persoană, înseamnă că noi îl arătăm pe Hristos. Maria a venit puterea Duhului Sfânt peste ea și l-a arătat pe Hristos. L-a dat pe Hristos. Noi suntem chemați să fim creștini în aceste vremuri, tulburi, grele pentru umanitate și prin puterea Duhului Sfânt să-L arătăm pe Hristos în viața noastră, în vorbire, în gândire, în trăire și în atitudine. Doamne, ajută-ne! Fecioara Maria a născut un prunc
Și pruncul acela, acesta este incomparabil pentru că el n-a avut un tată pământesc, ci sămânța din care el a fost născut a fost sămânță dumnezeiască, sfântă. De aceea în el n-a fost nicio dorință păcătoasă, nicio adicție către păcat, n-a fost ispitit niciodată. El a fost ispitit, dar a biruit întotdeauna gloria lui Dumnezeu. David vine și spune în Psalmul 51, zice, în păcat m-a zămisit mama mea, adică cu acele înclinații pornite înspre rău. Răul ce este? Poate să fie lăcomie, poate să fie invidie, poate să fie bârfă, poate să fie răutate, poate să fie orice, dar în Hristos Iisus întotdeauna a fost numai sfințenie, sfințenie, sfințenie. Sfântul lui Dumnezeu a venit ca să arate lumii cum trebuie să trăiască. De aceea, prima strofă vine și spune, cântați o cântare nouă, pentru că Domnul a făcut minuni și a arătat mântuirea până la marginea pământului. Mântuire înseamnă nu numai salvare de la pericol. Au nevoie ucrainienii ca să fie salvați. Sunt multe sate și orașe cufundate în întuneric, în frig, în sărăcie și în suferință. Vorbeam cu Ghiță Ignat, Ursul Carpatin, și îmi spune, frate Ionuț, rugați-vă că am mai mers încă în Ucraina, am adus 62 de copii orfani, 62 de copii orfani pentru că nu mai au părinți. Și au dus într-o acțiune, într-o intervenție specială să-i aducă pe copiii aceștia. Și când i-au adus în coace, copiii s-au bucurat de liniște, de căldură, nu mai văzuseră căldură, nu mai simțiseră căldură și nu văzuseră de nu știu cât timp. Și îmi zice, mai trebuie să aducem încă 80 și trebuie să mergem încă, încă, încă. Românii din România, peste hotare, acum câteva săptămâni, două sau ceva mai bine, în Berlin, în Germania, s-au adunat acolo sub o formă de protest pașnic pentru a putea ajuta familia Furdui, a cărei copii au fost luați de la părinți. Și după ce s-au adunat aproape 10.000 de români acolo, în Berlin, în văzul lumii întregi, vrem să ajutăm familia asta să fie împreună de sărbători. Dumnezeu a făcut minuni, slăvit să fie Domnul. Însă vreau să vă spun ceva. O familie, un copil a venit în lumea aceasta ca să salveze nu 7 copii, nu 700 de oameni, nu 7 milioane, să salveze milioanele și miliardele de oameni care sunt în lumea aceasta și sunt în întunericul păcatului, sunt în întunericul suferinței și în întunericul nelegiuirilor. El a venit ca să ne aducă iertare, să ne aducă bucurie, să ne aducă curăție, pentru că El este incomparabil. Când a fost pe cruce, între cer și pământ, una din cele 7 rostiri ale Lui, a patra a fost aceasta: Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? L-a părăsit Tatăl Ceresc pentru că era încărcat cu toate păcatele lumii, păcatele mele și păcatele tale. Pentru că noi putem să cântăm în seara aceasta și să stăm în prezența Lui, este că El a stat pe cruce în locul nostru, dar apoi a strigat și cuvântul acesta frumos, Tată, iartă-i, iartă-i că nu știu ce fac. În manualul de citire pe care îl aveam prin anii 70, era o poveste frumoasă a soldatului necunoscut, un tânăr soldat necunoscut. Undeva la 16 ani, el folosea cablurile de legătură între prima linie a frontului și spatele frontului. Și dintr-o dată a ajuns într-un loc unde căzuse un obuz și rupse un cablu destul de lung. A încercat el să le noade, să facă legătura, dar mai lipsea ceva fir. Și-a dus aminte de faptul că a învățat la școală că corpul uman este bun conducător de electricitate. Și atunci a luat un fir într-o mână și celălalt fir în mâna cealaltă. Și curentul a trecut prin el. Și doar atât a putut să mai spună.
Legătură făcută. Legătură făcută. Imaginați-vă că de nașterea Domnului Iisus Hristos, El a venit în lumea aceasta ca să ia într-o mână mâna Tatălui Ceresc, Sfânt, și în cealaltă mână, mâna păcătosului. Și să zic, s-a făcut legătura, misiune îndeplinită. Când cântăm orice cântare, ne dăm seama că Cel care este incomparabil a făcut o misiune imposibilă, posibilă, binecuvântat să fie Domnul. Și atunci când te duci acasă și spui Tatăl nostru, poți să spui pentru că El și-a îndeplinit misiunea, binecuvântat să fie Domnul. Al doilea lucru, a doua strofă, de la versetul 4 în jos, vine și spune: strigați către Domnul cu strigăte de bucurie toți locuitorii pământului, chiuiți, strigați și lăudați pe Domnul cu trâmbițe, cu sunete de corn. Versetul 6, strigați de bucurie înaintea împăratului Domnului. Ne-am făcut o poză cu Iisus Mântuitorul care a luat păcatele noastre. La Cluj am avut pe cineva care a fost supus la o intervenție și după ce a reușit intervenția, a chemat pe conferențiar și a spus: domnul doctor, vreau să fac o poză cu dumneavoastră și cu copilul meu, pentru că ați fost cel mai bun. Și a rămas poza pe telefon. Vreau să vă spun că singurul care a venit să facă o intervenție, ce n-a putut să o facă nimeni, a fost Iisus Hristos și El este Mântuitorul, să vi se fie Domnul. Acum El este Împăratul Împăraților. A doua poză, să mai facem o poză cu Împăratul Împăraților. De ce? Păi așa spune cuvântul, strigați de bucurie înaintea Împăratului, Domnului. El nu mai este Mântuitorul, El este și Împăratul Împăraților. Așa spune Apocalipsa, capitolul 19. Pe coapse și pe haină avea un nume, Regele Regilor și Împăratul Împăraților. Și pe cap purta mai multe cununi. În cartea Apocalipsa, unde noi am stat cu Biserica Speranța 4 luni de zile la finele acestui an, am învățat că unele ființe aveau câte 7 cununi pe cap. Chiar și fiara avea 7 cununi pe cap. Asta înseamnă că era puternică și este puternică, însă când vine și spune că El purta pe cap mai multe cununi, înseamnă că El toate biruințele, toate luptele le-a biruit. N-a pierdut nicio luptă, n-a pierdut nici un război, pentru că El este Regele Regilor și Împăratul Împăraților. Așa spune cuvântul, cântau și cântările care erau înainte, Mesia. Mesia vine din Vechiul Testament, care înseamnă Yeshua sau Shiloh. Cine este Shiloh? Ce înseamnă Shiloh sau Mesia? Mesia sau Shiloh înseamnă cel care merită să domnească, să împărțească. Dar de ce? Din cel puțin 2 motive. 1. Pentru că El este trimisul Dumnezeu în lumea aceasta și când Dumnezeu trimite pe cineva înseamnă că El este specialist ca să facă o lucrare. În al doilea rând, El merită să domnească pentru că El este trimisul lui Dumnezeu care aduce ceva de la Dumnezeu. În primul rând, aduce de la Dumnezeu pace. Biserica aceasta este numită Ierusalim. Ce înseamnă Ierusalim? Orașul păcii. Când veți pleca acum acasă de aici, veți merge acasă și veți fi oamenii păcii. Și atunci oricine are ăsta de, cu dumneavoastră un capăt de ață de ceartă, ziceți, eu sunt omul păcii. E nevoie de oameni ai păcii, de ambasadorii păcii astăzi în lume. Doamne, ajută-ne ca să fim în sensul acesta. Însă în momentul când a venit Shiloh, El a adus nu numai pacea, ci a adus și bogăția lui Dumnezeu. Imaginați-vă că Dumnezeu, care este cea mai bogată ființă din tot universul, l-a trimis pe Fiul Lui ca să ne îmbogățească. Cu ce să ne îmbogățească? Multe lucruri are Dumnezeu să aducă în viețile noastre. Ieri am avut un timp special împreună cu niște prieteni din Germania care au venit cu cadouri pentru copiii de la Ilișua, un orfelinat.
preventoriu. Pentru 90 de oameni bunicuți, bătrânei, de la Fântânele, casa de vârstnici. Și am dus și la unii și la alții cadouri. Acum v-am spus probabil despre Isaac, data trecută când am fost, un copilaj de la Ilișoa de 4 anișori, care atunci când o familie din Germania care nu poate să aibă copii a zis: frate Ionuț, vrem să mergem la orfelinat acolo unde merge dumneavoastră și să luăm pe unul din copii acolo să-i înfiem. Și m-au sunat când au ajuns în România, hai să mergem la Ilișoa. Și când am mers la Ilișoa acolo, ei deja se și uitaseră că le-am trimis pozele cu toți copiii. Și unul din copii era Isaac, care avea fața foarte, foarte înnourată. Cum e întunericul afară, așa era fața lui. N-avea nicio umbră, niciun pic de licărire, de bucurie sau de împlinire. Și-a venit la el, s-a uitat la Isaac, l-au luat de mânuțe, bărbatul l-a luat în brațe și a început să-l mângâie. Și tot timpul cât au stat acolo, o oră și jumătate, Isaac a avut o atenție deosebită din partea lor, un tratament special. La un moment dat mi-am dat seama că fața lui Isaac s-a înseninat. Parcă era soarele în toată strălucirea lui. Și când să plecăm de acolo, îl întreb pe Isaac: Isaac, cum de fața ta e cea mai luminoasă în această zi, dintre tuturor copiilor? Și Isaac vine și spune: nenea Ionuț, era în brațe la Ervin. Și Corina îl mângâia pe față, zice: nenea Ionuț, de când m-a lăsat mama aici, de la 2 ani și ceva, nimeni nu m-a mai luat în brațe. Nimeni nu m-a mai mângâiat. Păi când te mângâie mama, și dacă ai căzut, mai mult de jumătate din dureri ți se iau. Mângâierea este acel act pe care cineva îl face trecând mâna ușor în semn de prețuire și de alinare a suferinței cuiva. Și Isaia vine și spune: cum mângâie pe cineva mama lui, așa vă mângă eu pe voi. Și specialiștii vin și spun că atunci când mama mângâie pe copil, creierul copilului emană o substanță numită dopamină și asta se împrăște în organism și îl liniștește. Și copilul este liniștit pentru că este în siguranță. Cineva mă iubește. Și ieri când am fost acolo, Ervin și cu Corina i-au trimis un cadou, un cadou special. Și în momentul când Isaac acum desfăcea cadoul, scotea din cadou și spunea celorlalți copii: vedeți că mă iubesc, vedeți cât mă iubesc, vedeți că nu m-a uitat. Știți că viața noastră de fapt este un cadou din partea lui Dumnezeu. Și în fiecare zi noi scoatem din timpul ăsta numit viață experiențe, sănătate, bogăție, familie, servici, toate lucrurile. Și spunem: Doamne, îți mulțumesc că nu m-ai uitat. El este regele regilor care merită din partea noastră toată atenția și toată admirația. Închei cu încă un gând. Versetele de la 7, 8 și 9. Vin și spun: să urle marea cu tot ce cuprinde ea, să criuie lumea cu tot ce locuiesc pe ea, să bată din palme râurile și să strige de bucurie toți munții. De ce? Căci el vine să judece pământul. A venit odată Domnul Iisus ca să mântuiască pe oameni, să răscumpere pământul, dar va veni încă o dată să judece pământul. El este incomparabil ca mântuitor, el este invincibil ca și rege, a bătut pe diavol prin arma lui, prin moartea lui la cruce. Diavolul n-a știut că poate să fie învins prin însuși arma care o avea și teroriza pe toată lumea prin moarte. Dar aici el vine ca judecătorul inevitabil. Nimeni nu poate să se ascundă sau să evite întâlnirea cu judecătorul judecătorilor. Pentru că el va judeca lumea cu dreptate. Mergeam într-o zi acasă și în drum spre casă am trecut pe lângă judecătoria din Dej. Și acolo se judecă, așa ca la multe alte judecătorii, multe cauze și cazuri.
Și a ieșit un om de la țară și a scos clopul de pe cap și a arătat cu degetul amenințător către instituția judecătoriei și a zis: într-o zi Dumnezeu va veni și va face dreptate. Lui nu i s-a făcut dreptate. Și toată lumea asta geme de multe nedreptăți și zice: nu-i drept, nu-i drept, nu-i drept. Până când mai rab de Dumnezeu lumea asta? Și uitați ce spune cuvântul: El vine să judece lumea cu dreptate. Undeva în Statele Unite, pe vremea când pedepsele erau administrate și corporal în mod public, era renumit un judecător că era foarte drept, incoruptibil, nimeni nu putea să-l mituiască. Și ziceau toți: mă, ăsta e judecător drept, dar e foarte dur. Într-o zi a venit un caz înaintea lui. O persoană, în cazul mamei lui, a fost surprinsă în timpul unei infracțiuni. A furat o găină. O găină a furat. Și a fost dusă în fața judecătorului. Și judecătorul și-a pus roba, și-a pus acea eșarfă albă, roba neagră, contrastul între adevăr și minciună, dreptate și nedreptate, și acum toată sala și toată comunitatea aștepta să vadă dacă acest judecător va rămâne drept, nu va face ceva șmecherii. Și în momentul când el se așează la masă, după ce aude tot ce trebuie să audă, a lovit cu ciocanul în masă și a spus așa: vinovată este, inculpată, să pedepsească, fie pedepsită în fața mulțimii, legată la stâlpul infamiei, cu 39 de lovituri de bici pe spate. Toată sala a început să-l huiduie și să spună: ce judecător nemilos! Mama aceasta, femeia aceasta l-a ținut în brațe după ce i-a dat viață, l-a ținut la școală, a muncit pentru el ca să aibă, uite, să ajungă acolo și acum n-are pic de milă față de ea. Și toată procesiunea mergea până la locul infamiei. Când a ajuns la locul infamiei, călăul a venit ca să o lege pe mama lui de stâlpul acela. Judecătorul se urcă și el pe eșafod, își dă haina jos și se duce la călău și spune: nu o lega pe ea, pentru că ea nu va suporta bătăile astea, va muri. Leagă-mă pe mine și ce merită ea, dă-mi mie. Și în timp ce călăul îl lovea pe spatele dezvălit și țâșnea sângele, toată mulțimea de acolo a început să aplaude și să zică: da, ăsta e un judecător drept, dar bun. Hristos Iisus, Dumnezeu, a condamnat păcatul, plata păcatului este moartea, dar El a venit ca un judecător drept, dar și bun, să ia păcatele noastre a tuturor asupra Lui. De aceea în această seară venim ca să ne închinăm înaintea Lui, să ne facem o poză cu El, care este incomparabil, care este invincibil și este inevitabil. De aceea în seara aceasta vine și spune: Doamne, am greșit și eu am spus o minciună, am lăcomit, m-am uitat cu invidie. Doamne, am avut o atitudine necorespundătoare, te rog, iartă-mă. Și dați-mi voie să închei timpul de părtășie, am depășit puțin timpul, cu o poezie scurtă, tot despre nașterea Domnului Iisus, scrisă de un prieten drag care acum este la Domnul Iisus, fratele Petrică Dugulescu. Dormeau în templu sulurile Torei, iar praful vremii se așternuse gros și nimeni n-a știut sosirea orei, când ceasul glorios al aurorei îl anunța iudeii pe Hristos. Și te-ai născut în noaptea aceea rece, în trup de molecule și atomi, ca să împlinești poruncile lui 10, să ne aduci viața ce nu trece, pierdută în grădină, printre pomi. Istoria cu porțile încuiate te așteptau pe tine să o descui, să îi dezlege enigmele ciudate, să îi îndrum cărările încurcate și pe cărarea vieții să o pui.
Religii de pe tot cuprinsul lumii, cu aripile frânte la mormânt, te așteptau să îmbraci cămașa humii, să le înveți secretul rugăciunii și să rostești cuvintele Eu sunt. Te așteptau o popoare oprimate, să le vorbești de o viață fără chin. Te așteptau Zachei, prostituate, noi toți cu conștiințele păcate, să ne aduci iertare și alin. Și totuși, Doamne, în noaptea cea rece, când ai venit din cerul Tău la noi, venirea Ta nu ți-a fost salutată doar de păstorii simpli de la oi. Nu te-a întâmpinat Irod cel Mare, nici preoți, cărturari sau farisei, cuvântului Tău nu i-au dat crezare, deși ai venit să mori și pentru ei. Trei magi venire apoi din depărtare ca să-ți aducă darul lor cu drag. Și un Simeon și Ana, fiecare, te așteptau cu dor și înfrigurare în fiecare zi la templu în prag. În ziua revenirii Tale sfinte, când vei veni mireasa să ți-o iei, o rugă am și ți-o înalți fierbinte. Ajută-mă să pot să-ți ies înainte și fă-mă ca pe unul dintre ei. Amin.